Toate spitalele municipale în 2018 și în 2019 au primit surse financiare din bugetul municipal. Acum aici au fost finalizate lucrările în secția terapie intensivă, urmează și alte spitale să fie finalizate lucrările. Vom merge să verificăm calitatea executării lucrărilor în toate spitalele, ca să vedem condițiile și confortul care vrem să-l asigurăm pacienților și locuitorilor Chișinăului. Pentru 2012, din bugetul municipal, au fost alocat 3.200.000 pentru secția terapie intensivă. Pentru 2019 am mai alocat suplimentar 2.000.000 pentru reparații în secția sterilizare și farmacie, plus 1.600.000 pentru dotări cu aparat radiologic. Lucrările sunt finalizate în secția terapie intensivă. Au circa 9 paturi pentru copii care necesită consultație, să zic, urgentă. Poate fi majorată până la 12 paturi. Total, în anual, spitalul primește circa 1000 de copii care le acordă prima consultație, după care, dacă nu este nevoie de internare, sunt readresați către medicii de familie.